Sleepy Joe încă se visează la Casa Albă, deși recunoaște că aproape a dormit pe scenă în debate-ul deloc aprins cu Donald Trump. La aproape o săptămână de la debate, democrații încă îi caută scuze președintului american. Până acum au vorbit despre răceala lui, despre faptul că nu mai e funcțional după ora 4 după amiaza, iar mai nou se plâng că programul președintelui din ultima perioadă a fost prea încărcat. A bătut pământul în lung și în lat și era cât pe ce să tragă un pui de somn în cel mai important moment de dinainte de alegeri. Biden a pledat vinovat. Ar fi trebuit să-mi ascult consilierii, a spus acesta. Și fostul președinte american Obama e îngrijorat de soarta democraților. O zic apropiație lui pentru The Washington Post. După dezbatere, Obama a vorbit cu Biden la telefon și s-a oferit să îl ajute pe președinte de acum încolo. Ce e mai greu de abia acum începe, avertizează fostul președinte al Americii, Barack Obama. O analiză a cadrului politic american a făcut aseară la Off on the Record pe Alev News și fostul ambasador al Statelor Unite în România, Adrian Zuckerman. Cu președintele Biden nu-i ceva nou, e ceva care a fost ascuns și manipulat și președintele Trump a spus clar. Știu, da. De ultimul an, doi ani, cine poate să rezolve lucrul ăsta e președintele Biden, să se decide ce vrea să facă. Poate să rezolvă dacă președintele Biden este în deplinătatea facultăților. Cu toate problemele și toate chestiile unde e atacat acum Joe Biden, America tot e cea mai bună țară din lume și o să treacă și prin asta. Președintele Trump, fostul președinte Trump o să fie ales. Eu chiar am jucat golf cu Donald Trump și nu e nici o șansă, zero, că Biden poate să câștige. Și dacă ți-a plăcut cum a vorbit fostul ambasador al Statelor Unite în România, mai am o surpriză pentru tine. Spun că mâine, de la 19:55, o să-l vezi și aici cu noi la Știu. Este invitatul nostru special. Dar până atunci, Oana, hai să vorbim un pic despre americani și să știi că nu e neapărat o coincidență, scuză-mă, trebuie să-ți mai spun asta, faptul că vine mâine domnul ambasador la noi. Mâine este 4th of July, da? Ziua în care americanii se bucură. Ziua independenței, da. O zi frumoasă mâine. Dar uite că pe plan politic lucrurile merg cam... Și chiar bate ca Biden. Exact. Și apropo de Biden, aș vrea să mai punctez pentru că în urmă cu puțin timp chiar citeam în The New York Times faptul că pe surse, spun aceștia, Biden i-ar fi spus unui aliat foarte apropiat faptul că se gândește cu seriozitate să se retragă din această cursă. Și citeam același lucru și mi-a venit în gând că s-ar putea să fie cea mai bună alegere pe care o ia Biden în ultima perioadă. Da, dar nu e vorba, Biden este un președinte... nu e vorba numai despre el aici, are o întreagă echipă în spate, are un partid, Partidul Democrat. Da, nu vorbim așa să se retragă de la ce, deci, de la Biden un concurs. Biden nu este candidatul oficial al democraților, dar nu a fost anunțat într-un mod oficial, așa că democrații, uite, îl vedem pe Biden, da, cum mai pică din când în când, cum face el. Democrații încă mai au timp să pună un alt candidat în locul lui Biden și poate ar fi momentul potrivit pentru că vedem un Biden din ce în ce mai stângaci. Mai are 5 zile să se gândească, scrie presa din America, da, 5 zile să se gândească bine la pasul următor, dar așa cum spuneam, să sperăm că nu se împiedică la pasul următor cum se împiedică Biden de obicei. Da, pentru că vedem treaba asta. Am văzut în debate, pentru că voiam să zic, am văzut în debate un președinte slab, un președinte nepregătit, am văzut o echipă care dă cu stângul în dreptul, nu știe cum să-l mai scuze pe domnul președinte care nu mai e în stare. Ba că el nu mai e funcțional după ora 4, ce înseamnă asta? Cum poți să-ți dorești să rămâi președintele cele mai puternici țări din lume? Pun din nou accentul. Cea mai puternică țară din lume, da? Și tu să nu fii funcțional după ora 4 după masă. Cum adică? La revedere, plecăm acasă, suntem pensionari. Adică încep să-l înțeleg pe Trump care făcea toate acele miștouri despre Biden. Deci eu vin să spun în felul următor că, din punctul meu de vedere, în acest moment, vina este 100% a echipei lui, a consilierilor lui. Și tot ei acum încearcă să-l scoată și mai rău îl afundă cei drept. Pentru că în toate zilele astea, de după acest
acest debate, n-am văzut decât scuze peste scuze peste scuze, în loc să pună odată Batista pe țambal, să încheiem subiectul, să se pregătească pentru următorul debate. Biden să-și aducă în față cele mai bune, cele mai puternice calități, cele care mai bune aturi pe care... Mădălin e un politician care face asta de peste 50 de ani. Cât mai De peste 50 de ani face politică în America. Experiența lui este de necontestat. A fost vicepreședinte. Omul are în spate ani grei, deja decenii, da? De experiență. Îi are în spate. A fost bun, a fost extraordinar. L-am văzut în 2019 cât de bun era. Cât de bun era în debate-uri, ce declarații făcea. Nu mai e același Biden. Nu mai e Biden care a fost vicepreședintele lui Obama. Nu mai e Biden care face politică de atât de mult timp și era plin de energie și foarte acum bun. Nu exagera, până la urmă, dacă e să o luăm și pe partea cealaltă, tu vorbești de acum 4 ani, când la vârsta lui Biden, 4 ani minus, 4 ani plus, minus, nu cred că fac atât de mult diferență. Realitatea de fapt ne arată... Dar, în continuare, el știe ce are de făcut, a avut un mandat foarte greu și dar în continuare, până va încheia acest mandat, poate din cauza are două războaie, are o Europa și un Orient Mijlociu care stau pe un butoi de pulbere. Vedem China care tot dă târcoale Taiwanului în ultima perioadă. Vorbeam mai devreme cu domnul profesor despre situația din Coreea de Nord și Coreea de Sud. Lucrurile s-au schimbat foarte mult de acum 4 ani. Lucrurile s-au schimbat foarte mult din mandatul lui Trump, că vreau să ajungem și la acest Donald Trump de care ne-am săturat până peste cap, de atitudinea lui arogantă, de atitudinea lui până la urmă de un măscărici. El, cei 4 ani de mandat pe care i-a avut, a fost așa ca o joacă pentru el. El a fost peste tot și nicăieri, s-a dus peste tot în vizite, nu a venit cel puțin pe plan în extern, în afară de a amenința NATO. NATO, care vorbim, NATO e casa lui, da? Amenință NATO, scoate America din NATO, amenință Uniunea Europeană. Știm foarte bine că a făcut atâtea mișmașuri cu Putin și cu alegerile de atunci. Ce vrei să facem? Să-l avem din nou pe Trump? Oana, tocmai pentru că mi-l prezinți pe Trump, așa spun un lucru. Democrații au chestia asta pe umeri. Ei trebuie să-l schimbe pe Biden cu alt candidat ca să ne scape și de Trump, nu numai de Biden, dacă vrei. Și vreau să merg la domnul Mișcuiu. Dar vreau să-ți mai spun un singur lucru, pentru că spuneai de Obama, care îl critică acum pe Biden în legătură cu debate-ul pe care l-a făcut. Și aș vrea să ne amintim toți că în 2012 Barack Obama a pierdut primul lui debate cu republicanul Mitt Romney, da? Și ce să vezi, nu doar că l-a pierdut, cifrele sunt oarecum asemănătoare cu ce s-a întâmplat acum. Adică republicanul a crescut în sondaje după aia cu peste 67%. Păi poate așa ar trebui să-și dea seama democrație că e sinucidere curată să mergi cu Biden mai departe. Vorbim cu asta cu domnul Mișcuiu imediat. Stai aici cu mine. Oana, ți-am promis că te duc la școală, așa că hai la domnul profesor. Domnul profesor, după cum spunea și Oana, Biden a scăzut foarte mult în sondaje după debate-ul cu Trump. Am văzut imediat răspunsurile telespectatorilor CNN, care peste 60% dintre ei au spus clar că Trump a câștigat acel debate. În cazul ăsta e sau nu sinucidere curată ca democrații să mai meargă pe mâna lui Biden către Casa Albă? La cum arată lucrurile în momentul de față, pare că această soluție este preferată dintr-un singur motiv, acela că facțiunile rivale din Partidul Democrat așteaptă ca Biden să piardă alegerile, Trump să câștige, iar partidul să facă obiectul unui război intern de reglare a conturilor, fiecare încercând să pună mâna pe partid, mai mult sau mai puțin. Cam acolo cred că se întâmplă lucrurile. Le e mai teamă multor democrați de cineva nou care are capacitatea de a domina partidul pentru încă, să spunem, poate două mandate, adică încă 8 ani sau poate chiar mai mult decât atât în mod real. Și atunci singura soluție pe care o văd este aceea de a menține, pe Biden acolo ca o garanție a amânării războiului intern în partid după
alegerile foarte probabil pierdute, așa cum arată lucrurile acum, în toamna acestui an. Deci este un calcul de o meschinitate politică totală și aici ne arată totuși decăderea politicii americane și responsabilității pe care o au liderii politici americani, pentru că ei se ocupă, desigur, în mare parte de soluționarea unor probleme statale, locale, sunt implantați bine teritorial, nu doresc să-și liște mandatele și în același timp privesc ansamblul ca fiind o arenă de luptă ca oricare cealaltă, ca oricare alta, în care reglările de conturi pot să aibă loc, inclusiv la cel mai înalt nivel. Dar revenind asupra fondului problemei, zic că președintele Biden pare slăbit și ne întrebăm dacă el va fi capabil în cazul ipotetic, tot mai puțin probabil în care va fi reales, să continue să-și ducă până la capăt mandatul de președinte, chiar așa odihnindu-se după ora 16, cum spuneați. Trecând pe lângă peste această chestiune, rămâne chestiunea de fond, care este una mai degrabă pur ideologică. Domnule Mișcoiu, mulțumim pentru clarificările de până acum. Ne întoarcem imediat la dumneavoastră. Dați-ne un minut de pauză să procesăm toate lecțiile pe care ni le-ați dat. Gata, cum am promis, ne-am întors înapoi în clasă. Domnule Mișcoiu, sunteți cu noi, ne auziți? Da, ceea ce ziceam la final și o să mă opresc imediat după aceasta, este că trecând peste problema legată de nivelul de sănătate și prezența efectivă a lui Joe Biden, rămâne problema ideologică de fond. Aici problema este dacă americanii doresc ca un președinte conservator care a negat practic toată moștenirea liberală și democratică a statului american, călcând în picioare instituțiile, mințind la procese publice, încercând să demonstreze că justiția este disfuncțională și că se poate trece peste justiție și practic cumpărând întregul sistem, un partid întreg și întregul sistem american, un om care își permite să facă asta și din punct de vedere financiar și din punctul de vedere al orgoliului imens pe care îl are, dacă doresc ca acesta să ajungă la conducerea Statelor Unite din nou. Și aș zice, printr-o prudență politică care trebuie să caracterizeze pe mulți americani, fi de preferat un președinte care nu este atât de capabil să conducă în fața unuia care este capabil să conducă, însă poate conduce America la un dezastru, așa cum am văzut că s-a întâmplat atunci când a încurajat asediul asupra Capitolului, atunci când a călcat în picioare instituțiile americane. Mulțumim mult, domnule profesor. Zici că pe americani i-a lovit blestemul românesc, trebuie să aleagă răul cel mai mic. Da, chiar că zici că s-au uitat la noi, dar știi ce e mai rău decât ce se întâmplă în America? Faptul că avem un trio periculos pentru Occident.